Slăvit să fie Domnul nostru în veci de veci. Amin. Suntem înaintea Lui și în seara aceasta ca să recunoaștem încă o dată că El este Domn și ca Domn merită să-I aducem închinarea noastră, merită să ne smerim înaintea Lui și să ne închinăm înaintea Lui, să-L binecuvântăm, să slăvim numele Lui, să-I aducem glorie și cinste pentru că El este Domn în veci de veci. Haideți așa cum stăm în picioare și în seara aceasta, cum am făcut-o în cântare, să o recunoaștem și în rugăciunile noastre, că El merită toată slava și îi vom cânta, dar nu numai că îi vom cânta, îi cântăm și acum, suntem datori și acum și în viitor să-i aducem lauda și cinstea care îi se cuvine. Vă invit să ne închinăm înaintea Lui în rugăciune și să-L binecuvântăm. Amin. Vă invit să reocupăm locurile. Iată-ne din nou împreună în seara aceasta, motiv pentru care suntem datori să mulțumim Domnului. Ori de câte ori avem prilejul să fim adunați împreună, consider că Dumnezeu ne mai face parte încă de harul Lui, pentru că aici, în fața cuvântului Lui Dumnezeu, în prezența Lui Dumnezeu, putem să ne revizuim din nou viața noastră și să ne pregătim pentru cer. Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze și în seara aceasta cu harul Lui deosebit, care totdeauna El îl rezervă pentru cei ce îl caută pe El. Fie dar ca toți cei ce suntem prezenți în locul acesta să-L găsim și în seara aceasta și El să ne găsească pe noi așa cum dorește El. A Lui să fie slava și gloria în vecii vecilor. Tuturor vă spunem bun venit la casa Domnului. Dorim ca și în seara aceasta Domnul să reverse peste noi toți binecuvântările și răsplătirile Lui. În mod deosebit dorim să salutăm pentru prima dată în Perth, zic prima dată pentru că a fost și aseară, pentru cei care au fost aseară la tineri, fratele păstor Dragoș Croitoru. Domnul să-l binecuvinteze! Sigur, pe pelicule video l-am mai văzut, dar acum îl vedem în realitate. Domnul să-l binecuvinteze și să-i dea har, să se folosească de el în perioada aceasta care o petrece aici împreună cu el și să ne bucurăm și noi, și fratele, și Domnul în același timp de noi toți. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Împreună cu dânsul și fratele Octavian Axinte, Domnul să-l binecuvinteze și dânsul este păstor la Botoșan, fratele Dragoș Croitoru la Bosanci,
Bosanci este o localitate destul de cunoscută, chiar dacă fratele Drago spune undeva la țară, dar Bosanci îl știe, cred că, toată România. Domnul să vă binecuvinteze și să aveți progres în slujire și acolo și oriunde sunteți. Fratele Octavian a mai fost la Perth. S-ar putea să nu greșesc cu 2 ani jumate, 3 în urmă? Da, 7 ani în urmă. Așa mult a trecut de atunci? Înseamnă că la mine timpul merge mai încet, așa că o să îmbătrânesc mai târziu. Dar mulțumim Domnului care, sigur, i-a mai făcut harul să se mai poată bucura încă o dată împreună cu noi și dorim ca bucuria să fie deplină prin prezența Domnului, în același timp și dragostea și părtășia frățească de aici, din Perth. Domnul să-i binecuvinteze și să se folosească de ei în perioada aceasta scurtă, care o petrece aici împreună cu noi. Nu numai, ci totdeauna, oriunde, în lucrarea Domnului. Domnul să-i binecuvinteze. Continuăm și în seara aceasta să slăvim pe Domnul cântând, așa cum obișnuim noi, și cred că se cuvine să lăudăm pe Dumnezeul nostru, merită lucrul acesta, după care Domnul să binecuvinteze pe fratele Dragoș Croitoru, care va avea mesajul în seara aceasta, sau primul mesaj în seara aceasta.